Salut tuturor! În acest video vreau să vă arăt o partidă jucată între marele maestru Constantin Lupulescu și maestra internațională Burmaga Irina. Partida a avut loc la Memorialul Cristina Foișor, ediția a doua, ce a avut loc în perioada 18-20 ianuarie 2019 în Timișoara. Hai să vedem partida. Constantin a început cu D4, cal F6, C4, E6. Se pregătește dezvoltarea nebunului de câmpuri negre la P4. Albul a continuat cu cala F3, evită cala C3 pentru a nu intra în Indiana lui Nimzovici. B6, o mutare de pion ce permite nebunului de câmpuri albe să se dezvolte pe diagonala lungă. A3, o mutare de pion ce controlează câmpul B4 și previne dezvoltarea nebunului la B4. Nebun la B7, albul și-a dezvoltat încă o piesă minoră. În deschidere e bine să ne dezvoltăm cai înaintea nebunilor. D5 se atacă centrul albului și acesta a continuat cu dezvoltarea nebunului de câmpuri negre pe cel mai avansat câmp în teritoriul advers, și anume G5. Se leagă calul din F6, negrul a jucat nebun la E7, se dezleagă și pregătește rocada mică. E3 permite nebunului de câmpuri albe să intre la joc și regele negru este în siguranță. Dama la C2, albul o să joace rocada mare. H6, se atacă nebunul. O altă modalitate pentru negru ar fi fost să dezvolte ultima piesă cu cal BD7 și albul a bătut în F6, eliminând unul din apărătorii regelui. Albul a bătut în D5 și se deschide coloana C. Albul a continuat cu rocada mare și avem rocadă pe flancuri diferite. Avem o partidă foarte tăioasă. Fiecare parte va încerca să atace regele advers prin împingerea pionilor. Albul va face acest lucru pe flancul regelui, iar negrul pe flancul damei. Planul albului este acela de a juca H4, G4, G5 și să deschidă regele negru. În partidă, negrul a continuat cu cal BD7, albul a început atacul cu H4. În această poziție, nebunul de câmpuri albe controlează diagonala F1 A6 de pe poziția inițială. Deci decizia albului de a împinge H4 este corectă. Când atacăm, trebuie să deschidem liniile și coloanele spre regele advers. Negrul a continuat cu C5. Cu această mutare încearcă să deschidă centrul negrului. Există o regulă în șah care ne spune că atunci când adversarul tău te atacă pe flanc, tu trebuie să deschizi centrul. G4, negrul a bătut în C4, albul a recapturat coloanele C și E sunt deschise. Dama la C7 se conectează turnurile și negrul și-a terminat deschiderea. Negrul vrea să contraatace pe coloana C. Albul a continuat cu rege la B1, o mutare profilactică foarte bună. Albul și-a mutat regele în siguranță și este în afara oricărui pericol. Dama la F4, se atacă pionul din G4 și calul din F3. Albul a apărat calul, iar negru nu poate să bată în G4, deoarece avem un atac dublu. Cu cal la G5 se atacă dama și mat în H7. În partidă, după nebun la E2, negrul a continuat cu G6. Aceasta este o greșeală, deoarece partea care se apără trebuie să fie foarte atentă cu împingerea pionilor. Cu această mutare, negrul și-a creat un câmp de retragere pentru nebunul său de culori negre. Albul a continuat cu G5, H bate la G5, H bate la G5, se atacă nebunul și putem observa că coloana H s-a deschis. Nebun la G7, turn la H4, se atacă dama, dama la D6. Albul ar putea să se dubleze pe coloana H, dar nu poate să-și continue atacul. De aceea, când mutările de atac nu funcționează, trebuie să aplicăm principiul cele mai puțin active piese și să ne aducem piesele la joc. De asemenea, când atacăm, trebuie să identificăm principalul apărător al poziției adversarului și să le eliminăm. În cazul nostru, putem observa că nebunul din G7 este ținta noastră și trebuie să îl eliminăm. În această poziție, albul poate să-și îmbunătățească calul din F3 și să-l aducă la
H6 și să forțeze schimbul nebunului prin manevra cal la H2, cal la G4 și cal la H6. În partidă, albul a început implementarea acestui plan și a jucat cal la H2, turn C8, cal la G4, turn FE8, plasează turnul pe coloana liberă, iar câmpul F8 este liber pentru rege să fugă. Turn DH1, albul s-a dublat pe coloana H, dama la E7, se atacă nebunul pentru a doua oară și albul a jucat nebun la B5, se leagă calul din D7 și negrul a hotărât să schimbe nebunii. În această poziție, albul trebuie să aducă mai multe piese în atac și a găsit planul corect, jucând F4. De asemenea, se eliberează linia a doua pentru damă să vină la H2. Negrul a continuat cu turn la E6, triplându-se pe coloana E, dar albul a blocat această coloană cu cal la E5, negrul l-a bătut și debate la E5. Această formațiune de piese grele se mai numește și arma lui Alekhine, dar în cazul nostru este inutilă. De asemenea, putem observa că nebunul de câmpuri negre este blocat. Negrul a continuat cu dama la C5, încearcă să-și activeze dama, dar este prea târziu, deoarece albul a jucat dama la H2 și vrea să captureze nebunul negrului din G7. Prin manevra, turn la H7, turn bate la G7, dama la H6 șah, rege la G8 și dama la H8 mat. Negrul a continuat cu rege la F8, vrea să fugă, dar nebunul este pierdut. După turn la H7, D4, se atacă calul, cal la E4 și calul alb va sări în F6, dama la C6, cal la F6, turn la C8, negrul nu are niciun contrajoc, este pierdut, turn bate la G7, D3, dama la H8, șah, rege la E7 și după turn bate la E7, negrul a cedat, deoarece este mat la următoarea mutare. Negrul este forțat să bată în F7 și urmează turn la H7 mat. Aceasta a fost partida dintre marele maestru Constantin Lupulescu și marea maestră Bulmaga Irina din România. Sper că v-a plăcut acest video. Vă rog să vă uitați și la alte videouri ale canalului meu. Lăsați niște comentarii și sugestii în secțiunea de comentarii. Pe data viitoare, salut!